Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Taur sau cu ascendent în această zodie. Haideți să vedem cum este posibil să fie săptămâna 6-12 aprilie 2020, dacă am socotit eu bine pentru voi, dragii mei, și haideți să vedem care sunt cărțile care au ieșit pentru voi. Prima carte, pe primul rând, este și pentru voi foarte interesant, Treiul de Bâte, urmat de Pierderea Emoțională. Se cam repetă cărțile de la o zodie la alta. Foarte interesant ce poate face această energie colectivă. Și se încheie acest rând cu Cartea Disperării. Din nou o carte care se repetă. Pe rândul din mijloc, dragii mei, pentru voi este prima carte, 4 de săbii în poziție întoarsă, urmată de această carte de obstacole și provocări și încheiată cu această carte a Sicriului. Nu vă panicați. Eu știu că sunt niște cărți care vă pun pe gânduri, dar stați liniștiți. Pe ultimul rând, avem 8-ul de monede pentru voi, dragii mei, urmată iar de o carte care se repetă, dar nu vrea să se ridice. De la virou, ridică-te! Calm! Urmată de această carte a parteneriatelor și alianțelor și încheiat acest ultim rând cu cartea aceasta de noroc, chior. Great fortune. Noi îi spunem norocior. Ca și semnături energetice în această săptămână, avem, bineînțeles, călătorie interioară, inner journey, pentru că altfel nici nu se poate, și divine timing. Acel timp divin, acel moment când intervine divinitatea și face lucrurile așa cum trebuie să le facă, atunci când trebuie să le facă. Din partea amorului e boss. Avem prima carte care spune Free Yourself, eliberează-te, urmată de cartea Heart to Heart Conversation, conversații de la corazon la corazon cu cineva, urmată de această carte a bărbatului care stăpânește cumva finanțele, urmată de această energie Yang, această energie a acțiunii, este o energie masculină pentru voi în această săptămână, urmată de această carte foarte spirituală, foarte interesantă, care se numește Adsum. După care, ia către dragii mei, avem cartea îndrăgostiților, Lovers. Iar mesajul din partea îngerilor pentru voi în această săptămână vine de la Athena, adică de la ea, nu din Grecia. Bun, dragii mei, din zodia Taur, sau cu ascendent în această zodie, ce se pare că s-ar putea să se întâmple pentru voi în această săptămână? Ei bine, dragii mei, se tot repetă, asta am spus, niște cărți, și anume Pierderea Emoțională, Cartea Disperării, Treiul de Bâte. Este foarte clar că și în cazul vostru, a celor cu zodia Taur sau cu ascendent în această zodie, în această săptămână simțiți cumva aceste tulburări emoționale și este și normal și firesc să fie așa. Se schimbă, da? Dacă la cei din Berbec se schimba, intervenea acea situație, acel turn, iată-te, la voi se încheie, nu se schimbă, se încheie o situație. Se încheie o situație de disperare. Se încheie o situație din care poate nu ați mai văzut ieșirea. O situație în care nu vedeați decât obstacole, nu vedeați decât provocări, nu vedeați decât zidul din fața voastră. O situație care v-a pus până acum, să spunem, în această poziție, în această energie, pardon, dar și poziția ad literam de patru de săbii, de inactivitate, de inacțiune. Și vă gândeați voi, dragii mei, ce o să se întâmple, ce fac eu, că nu mai pot să stau așa, nu mai am înțepenit fundul meu, nu mai pot să stau așa, vreau să fac ceva, trebuie să fac ceva. Și iată că, da, această carte vine acum întoarsă pentru voi și asta înseamnă că lucrurile vor reintra, să spunem, în normal, dar vor intra în normal și veți ieși din această stare de disperare, exact ca și cei din zodia Berbecului, veți face o alegere. Veți face o alegere de a lăsa tot ce este vechi în spate și de a merge pe un drum necunoscut, un drum care se va deschide exact ca și la ei. Este foarte interesant că se... Eu cred că ar trebui să fac o singură citire pentru toate zodiile, că am eu o vagă impresie că se cam repetă cărțile. Dar vedem până la vărsător mai e. Vine această schimbare, vine această decizie de a merge pe un drum necunoscut, așa cum spuneam, din partea unui
unei persoane, să spunem, sau, mai bine spus, datorită unui parteneriat care se ivește la orizont. Un parteneriat care, iată, te reprezintă acest noroc chior, să spunem, acest poate fi a reprezentat acel parteneriat de acest bărbat care, așa cum am spus, stăpânește finanțele, poate are un niște bănuți de investit și vine și investește sau vă propune o colaborare și lucrul ăsta o să vă aducă vouă un venit sigur. Optul de monede vorbește despre, da, faptul că tu muncești, faci ceea ce îți place, dar acest lucru îți asigură ție un venit constant, așa că, dacă, dragii mei, suferează din această chestie sau vă îngrijorați, erați, de ce să nu spunem așa cum arată și cartea, disperați că lucrurile nu se întâmplă pe plan profesional, că nu apare nu știu ce, uite, vine Universul și vă spune prin intermediul acestor cărți că lucrul ăsta se va termina, trebuie doar să ai răbdare pentru că este vorba de divine timing, este vorba de faptul că lucrurile se întâmplă atunci când ești pregătit și atunci când trebuie să se întâmple. Ok, haide și cu amorul, hai să zicem și de amor. Amorul spune foarte clar, în primul rând, eliberează-te de frige, eliberează-te de gândirea limitativă, eliberează-te de vechile programe și de vechile definiții legate de iubire, legate de, de relații, legate de, nici nu știu, definiții despre căsătorie și așa mai departe. Schimbă toate nebunile care știi că nu-ți mai servesc, ce fără să părul ăsta mă enervează. Eliberează-te. Pentru că odată ce tu ești înconjurat la nivel de subconștient cu tot felul de pitici pe creier, să spunem, ai să tot stai și ai să te învârți în țarcul ăsta și cât ai fi tu de unicorn și cât ai fi tu de capră cu corn sau ce este aia acolo, ai să constați că ești singur și n-ai să înțelegi de ce. Ei bine, trebuie să te eliberezi de niște, așa cum am spus, credințe și definiții limitative și să schimbi ceva acolo ca lucrurile să fie favorabile în viața ta sau una la mână. Poate este nevoie să te eliberezi ad literam tu dintr-o relație în care fie ești ținut, ar fi ciudat și contra legii să fii ținut așa și e fudei cu mașina, contra voinței tale, dar poate stai acolo din motive greșite și atunci vine această carte și spune eliberează-te, ieși din locurile în care știi că nu trebuie să stai, din care simți că trebuie să pleci, pleacă de acolo pentru că este spre binele tău și cei care o vor face poate vor cunoaște pe cineva nou și veți avea aceste discuții de la corazon la corazon sau pentru cei care urmează să se elibereze dintr-o relație nefavorabilă, să spunem, spuneți, dragii mei, tot ce aveți pe suflet, că nu o să vă mănânce nimeni creierii. Spuneți că nu sunteți bine acolo, spuneți că nu vă mai convine, că nu sunteți fericiți și mai departe și eliberați-vă, asta vă cere Universul, să nu mai stați acolo unde simțiți că nu vă este locul. Bun, și trecem la următoarele cărți, această carte pe care aș vrea să o iau de pe birou. Atsum vorbește despre faptul că în această perioadă nu sunteți deloc singuri, sunteți înconjurați de toate ajutoarele voastre, de pe toate planurile, fizic și spiritual și mai departe, trebuie doar să le cereți ajutorul, doar să fiți puțin mai atenți la semnalele lor și la mesajele lor, pentru că ei sunt lângă voi, atât ghizii spirituali, cum se mai numesc, așa de te păzesc, îngerii păzitori și așa mai departe, chiar și persoanele dragi vouă care au trecut dincolo sunt alături de voi în această săptămână și vor să știți acest lucru. După care, în această săptămână aveți energia masculină, energia acțiunii, da, exact cum am spus, ieșiți din această stare de non-action, da, de inerție, de stagnare, Cristina, te-ai tâmpit, ieșiți din această stare și intrați într-o stare de acțiune pentru că se arată această alianță, se arată acest parteneriat care pentru voi va reprezenta această carte de Great Fortune. Avem, bineînțeles, această energie, mă scuzați, a îndrăgostiților, ne-am pierdut antrenamentul, Zuzul, această carte a îndrăgostiților care arată posibilitatea intrării în viața voastră a unei noi iubiri, de ce nu? Poate acest parteneriat poate să fie parteneriat și de altă natură. Iar mesajul din partea îngerilor vine de la Atena, așa cum am spus, și ea spune că este
Ok, pentru voi să fiți puternici, dar să fiți puternici într-un mod blând, să fiți puternici fără să scoateți securea, fără să scoateți gheoaga și să o dați partenerului în cap. Și aici iar îmi vine în minte chestia asta cu cei care trebuie să vă eliberați dintr-o anumită relație, dintr-o anumită situație. Puneți piciorul în prag, nu-i rupeți capul. Puneți piciorul în prag, dar îl faceți cu demnitate, cu tărie, dar nu cu violență. Asta vreau să spun și asta vă spune și Atena. Puteți fi puternici fără să fiți violenți. Dragii mei, din zodia Taur sau cu ascendent în această zodie, aceasta a fost citirea pentru voi săptămâna 6-12 aprilie 2020. Dacă ați rezonat cu ce am spus eu aici sau nu, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment, dragii mei. Dacă vreți să stăm de vorbă și în privat, veți avea toate datele necesare în descrierea acestui videoclip. Vocea mea trebuie să mă antrenez mai bine. Așa, și până ne revedem data viitoare la Taroscop, că uit și poezia de acum, de când am făcut pauză, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.